vom merge mai departe. Pentru toată lumea este clar că Europa, Uniunea Europeană, are mult de lucru. Trebuie să redefinim proiectul european. Trebuie să-l facem mai bun, mai ușor de înțeles pentru cetățeanul de rând, mai performant. Aceleași lucruri sunt valabile pentru România. A existat consens politic și voință politică pentru integrarea europeană. Nu a existat, din păcate, un proiect național, un proiect de țară post-aderare. Acum este momentul să recuperăm. Este momentul elaborării unui nou proiect de țară, lucru pe care îl vom face împreună. Pot să-i asigur pe români că această criză, fiindcă asta este, numită Brexit, are în ea oportunități importante pentru România și împreună cu toată clasa politică vom avea grijă ca România și Uniunea Europeană să iasă întărite din această criză. Vă mulțumesc!